pe asta, nu te lăsa. Ionica, repetă că nu te-am prins. Hai, mai fă-i lui odată, te rog frumos. A făcut-o și pas, a? Ce era? Schimbați armonie, schimbați. Ce s-a întâmplat? Hai, stai că de Crăciunul ăsta aceea. Spuneți-i să mai facă. Acum altceva, altă. Dar de unde se întâmplă ați văzut? De la domnul Sorin Negre. Voi toți. Constantin Vasile. Pentru dumneavoastră. Thank you.
Cristina ne ascultă armonia. Așa, Cristina Torturiga. Cupă mama Torturelu. Am văzut că te uiți. Îl pupăm pe nenea Cristinel, motorul României! Așa se respectă oaspeții. Ionica le cântă. Acum așa, pe moment, frumusețe. Frumoasă, mă. Mă auzi pe breză, mă. Ce-a zis? Că... O face pe breză. Să îndrăznească. O să facem o judecată acum. Așa. Mă auzi pe breză la pis. Dacă o facem pe breză... Viteză, 570. O secundă. Cât a zis? Supărați, domnul Ionica, ce cântați așa repede? Mă de gardei. Mâncați ardei, da? Pă, mâncașor și nu merge de la capune de că mă iuțesc. Ce viteză a zis că bagă? 570 pe secundă. Pentru început. Pentru început. Și dacă o... Dorela, las că vin spii. Da. Cum gardă ardei cu el? Prinde viteză la pus. Că de unde a luat tema asta acum? De la domnul cu vioară? De la domnul, am furat-o. A, acum am mai zis eu la începutul lui. Sunt cel mai mare furăcios. Aia da. Bun, ce-mi place, ce nu-mi place. Mi-a crezut și mie asta odată? Tot cu asta. Ce întrebare asta? Să nu te supezi, să nu vă supărați. Că dacă ar fi după mine, mi-ați cântat până de Sfântul Ion și de Sfântul Ion facem pauză și pe seară începe mea. Da. Păi așa bun sunt covrigii ăia de vă alimentați cu ei. Da? Merge? Vă mai aduc brânză de aia bună? Așa tătăiți.
Sornic. Mie. Dane. Cum se pe masonic? Trebuie să înțelegi un singur. Când stai între frați și prieteni buni, îți vine și idei, și plângi, te răcorești, și... Gata, ia mai vorba aia, bă, bine, poți să vei la urmă, la cum vrei, cât vrei sau cum vrei. Pe mine nu mă interesează la ceva, decât frăția. Băi, tu asta, dacă îmi place vreme. Mamă, ce temă frumoasă! Aici sunt. Aici s-a plecat melodia, da? Da, de aici ai luat tema. Da. Aici ai capătul în linie și treaba să pierde pe timp. Trebuie ajunge aici, la brază. Aici, aici s-a plecat. De la Craiova, domnule, drag, iertați-mă. Ce zice domnul Condea? Ionica, ești frumos! Să moară familia mea! Aurele, dacă nu sunt frumos, fii atent, aici crimă! Au și iar de dânsul lui! Aoleu! Și el cum e un bursu? Ce el grăsunel frumos și el? Scuzați-mă! De drag am vorbit la perfect. Ia. Mulțumim, Ionuț Narcis Andrei. Vă pupăm, sărbători fericite și vouă. Ne sunam, o să vorbim. Cred că mâine vă sun. Da, mă, Valicuță, bătui. La mulți ani, mă, tătăiți. Alexandru, e frumos șprițul, nu? Este. Așa de curt la noi șprițul de. Datorită felului în care se manifestă Ionic. E un om simplu, e un om sensibil. Îi place. Mulțumim, Gheorghe Nelu, mulțumim. Tasente Vasile, domnul Tasente Vasile, întrebați cum se abține să nu cânte. Până acum a cântat Ionică, poate n-ați văzut. O să urmăriți live-urile. A cântat și el. Cântă băieții, trage câte o idee și o dezvoltă el imediat.
domnul nostru Florin Tărâță. Vă pupăm și pe soție și pe fetiță. Sărbători fericite! Da, Marius, Marius Godinu, să știi că e adevărat. Ce spui? M-am petrică la muțe. Da, domnul Constantin Vasile, ia uite ce sensibile, ia uite. S-a enervat. Ia uite. Ce spunea? Cum rabdă el să nu cânte? Uite că e nerabdător. Să cânte, nu să facă rele. Nu să fie pus pe hârță. El are treabă cu muzica, cu băieții. Beatru nostru, nărăvaș. Aha, l-a pus pe domnul Gajoro. Ia să vedem. Da, domnul Marian Cervaș. Aveți dreptate. Din ce știu de la el, așa este. În zona aceea de copil mic, tot umblat, din Craiova. Da, domnul, doamna Mariana Bonce. Am văzut mesaj. Mulțumim la mulți ani. Gabi Frunză, vă place? Rus, oată. De băut. Spriți frumos atunci. Din păcate, băieții, o să pleacă. O să plece că nu știu care de seara are de cântat. După Ionica asta o săptămână. Thank you.
sunt evenimente. Mai sunt. Mr. Rus cante. România, Bucarest. Nu știu cine sunteți. Nu știu cine sunteți. Nu știu cine sunteți.
Ești și el nervos, domnule. Ești și el nervos, domnule. Are și el băzdăci, Ionica. Are băzdăci. Da. Uite ce spun domnii. Să-l pui pe dânsul cu vioara să cânte și cu acordeonul. Ce la? Să-l pui și pe dânsul să cânte cu acordeonul. Adică dânsul cântă și cu acordeonul? Păi nu, dânsul cântă frumos. Vai, ce curioasă m-ai făcut pe mine. Domnule dragă, mă supăr. Ia zic, dacă te superi tu, uite, cere publicul. Sunteți foarte cerut. Hai, domnule, te rog. Ce turnel acum, ceva cu vocea. Dacă... Păi hai, dă-mi turnele, turnele și o fac pe aia. La asta. Are el una frumoasă. Păi nu mă, de asta de vechi, de la re major, trebuie să o faci și cu acordeon. Așa, băieți, așa, băieți. E greu să cânt cu acordeon în fața lui. Cu altceva, da. Corect. Cu borgă, cu țambal, cu bască. Ia mai spune o dată sau de cineva. E greu să cânt cu acordeon în fața lui, mai spune. Cu altceva, da. Vedeți, domnul? Ce spune băiatul? Vedeți care bun simț? N-a avut el să cântă, dar Ionica a insistat. Au bun simț. Acordul vine mai greu un pic, un picuț mai greu, nu? Sunt semne de observație, semne de circulație. Stai liniștit că se acceptă orice. Și nu se poate cu acordeonul, nu? Altă dată, da, acum nu. Nu vrea să cânte în fața ta. Al dracu sunt, da. Nu-mi place. Mine nu place. Și altă dată cum? Vă ascundeți după ușă? Cum? Nu-mi place de nu. Câteodată de mine nu-mi place de mine. Să feriți de lumea și nu pe mine. Nu-ți convine. Ionică, schimbă-ți fața. Schimbă-ți fața. La ceapă, la ceapă. Mă geamește. Ia auziți, mă, și cu gura, mă, și cu gura, tot olsenește o dă-asta. Mă, Ionică, mă! Mai bine mâncați ești pe aia. Să vându de noi, să moare dacă nu să vându. E mare vândător. Domnul Gabi Frunză nu vrea. L-am rugat și a spus că în fața lui Ionica nu vrea. Ce să-i facem? E musafir. Trebuie respectat. Băi, urât în partea mea să cânt eu. E cel mai urât. Cea mai bună treabă. Să mă vezi mor de cel mai urât în partea mea că voi ați venit la mine și să cânt eu. Nu, urât. Păi dacă e... Ia uite. Cum mă, cum? Cum, mă? Ce ai făcut, mă? Ia să vedem, mă. Ce ai pățit, mă, băiatul? Ce, la rostem? Da, să mori unul. Ai ce dulceața! Vedeți de ce nu cântă pânții cu acordeonul? Nu m-a mai cântat nimeni așa ceva. Bra.
fratele meu, Marcele, Marcele, dacă nu te... îți rup cu jocul după tine. Păi zic care, că sunt mulți Marcel, care? Marcel Soare, fratele meu din Belgia. Așa. A început ursulețul. Ha ha ha.
drag, George, că cu mare drag. Domnul Iacov, ai bâzdici? Bună, că mai târziu sucesc camera. Monsieur Pascal, je vous embrasse. Bisous. Și uite, Pascal, vorbești românește și scrii. Și din Berlin, sănătate multă și
noi vă urăm sănătate, sănătate, fericită. Hai să facem.
Olteni aici, sunt olteni la mine. A năpătit pe mine în casă, băi. A intrat peste mine. Nicolae Podgros, e valabil pentru el. Pentru fratele meu cel mai scump, de peste Prut, și frățiorul meu din suflet. A intrat peste mine Olteni ca să mă omoare cu bătaie. Ia-mi cu chitara, cu pioara. Hai, strigăturile. Da, domnul Ciuraru, rămân așa, mi-a înțepenit mâna. Thank you.
asta taie. Ciurarul Alexandru, s-o fi oprit? Dacă zici dumneata? Costelul Ursuloasă, să fii sănătos. Ce le-ai spus? Să moară pe mine mea. Pe cuvântul meu de onoare, dacă nu sunt băieți buni. Hai mă, că sunt băieți buni. Hai, 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 hai. Pentru Marius Apostol. Hai. Băi, a intrat Oltenii peste mine, Marius, și trebuie să le țin piept. Păi nu, Marius, sunt mai mulți. Marius Apostol din Franța. A, așa, nervosule. Așa, mă! Hei! 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 De că vă seci. Te-am văzut, Iampa.
pentru fratele meu Marius, de la Franța. Doamne, vreau să asculte pe el. Special pentru Sorin Negrea, fratele meu. Dracu. Ia uitați-vă.
pe olteniește. Să vă spun mare suflet. Să le cânti. Să nu cânti mie, vre. Pupă, mama, un copoșel. Așa, mă. Cați-i așa, mai covrigei. Să te rog la covrigei. Așa. Of, cum
să răspund tuturor, nu pot. Și fac liniște că las tu pe el. Mai bine nu mai vorbesc. Da, domnul Ciuraru s-a ridicat. E grav. Să fii sănătos, Iulica. Acesta este Crăciunul. Să moară mama. Nu, ți-a dat cuvântul de onoare. Pe cuvânt. Domnul Iulian Remus Cernat, te urmărește. Ce îi spui? Să ne dea și nouă niște vaci, niște oi, niște capre, fără. Câini, niște cățele. Nu, să ne dea pupici. Să ne vedem sănătoși. Ne dea și nouă niște pupici, domnul. Da. Așa petrecere. Eu am nevoie de altceva mâncață și cred că să mă vezi mort. Dar tu consider că am nevoie de altceva? Nu, să mor. De mai bine de așa? Să-mi las că îl pune mâncață. Ha? Tu consider treaba asta? Otaviene! Eu m-am făcut cel mai bine. Eu am ascultat o asta. Dar tu consider că Dumnezeu a făcut în așa fel ca să ne adune, ca să ne locorească El pe noi. Și noi pe El! Și nu locorim neapărat. Da, adevărat, vezi? Vezi care e smerenie, numai când dați ce vorbă și zice lumea că mai zis? Nu mai vreau să mai vorbesc. Deci Dumnezeu ne-a adunat ca să ne zicem noi bine, dar ne-a făcut El să ne zicem bine pe noi. Să mură dacă de mine. Și să dea Dumnezeu să nu mai apuc ziua de mâine, că pe mine e Crăciunul. Dacă m-am simțit așa de... Cred că am 30 de ani. Cred că am 30 de ani și să plâng așa să mă răcoresc, hai de viață. Gravă treaba. Nu-i gravă. Gravă că am plâns și m-am răcorit. Deci pe un plan subțire trebuie să mai veni. Simina Ioana, te pup. E gravă. Vă pup și eu pe toți de la Turcia. E gravă, Otaviene. Cu familia Țambalaua. Oamenii noștri de suflet. Am mâncat o pâine împreună. Dumnezeu știe cel mai bine pe cine aranjează și pe cine face să ne întâlnim. Să mor eu dacă mă vin eu așa. Tati, vreți să mai las un picuț? Dar știi câtă plăcere are tata tău sau eu, sau ei? Foarte mult. Și momentele se petrec tocmai așa cum le vedeți. Da, eu sper să fie frumos la cum încă. Așa, mai ia să vedem. Da? Toată lumea se va uita pe lei pur și nu înțeleg. Îl încep mă înțeleg. Păi credem că sunt ca și noi, știi, da? Ce mă, ce nu-ți convine? Oni Giurgiu, nenicule, să te țină Dumnezeu sănătos. Așa cu trecere, am vrea toată lumea. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, frățiorul meu scump. Sănătate și de la noi. Da. Leu, câte mesaje. Trebuie să fac repede telefonul la încărcat, să vedem ce mai prind pe aici, să nu pierd ceva. Mă, să luăm țigări, nu mai... Nu de ce? Îmi dai mai un pachet. Că eu nu contează, mă. Mai ai un pachet. Nu să știe. Dacă voi acolo, dar noi aici... Bițica Loredana, te pup, fata mea, mulțumesc, Crăciun fericit și vouă, tuturor acolo, indiferent care sunteți, tot neamul. Să-ți dai seama ce pentru noi, mă, că... Tot neamul, bițica, sănătate multă-i. Nu, nu-i... Și tu, la rândul tău, la rândul lui, el chiar dacă n-a cântat... Te pupă, mamă. Și el, la rândul lui, și toată lumea. Eu nu sunt bea. Noi ne bucurăm. Dar îmi dai urât, e urât, suntem aici. Nu e urât. Da, tata. Dacă mă îmbătai, e rău, iese rău. Eu am rămas pe mesaj, nu să mai citesc. Da, te rog să mă crezi, nu sunt nici atins.
Am început așa să mai dau drumul la gură decât cu live-urile astea, că de obicei nu. Am băut pe acolo, am băut pe acolo, am băut pe acolo, pe acolo. Și am zis și eu, m-am rugat la Dumnezeu să vină frate. Da, domnul Sorin Negrea, l-ați văzut? I-am spus, i-am transmis și el vă pupă. Colindu. Crăciun fericit și dumneavoastră. Poate nu-ți dai seama ce a atârnat pentru mine gestul ăsta și evenimentul ăsta și ziua de astăzi. Cum să șterg life-ul? Nu șterg nimic. N-am nevoie. Minel, ușurel. Eu n-am nevoie de muzicație. N-am nevoie de... N-am! Pentru că muzicații poate au un caracter. Da, Marcel Sori. Și noi vă pupăm și așteptăm să vedem pe Mititel ce e, băiat, fetiță, să vă trăiască. Bebeluș. Da, mie Dumnezeu multă sănătate cât de mult v-am dorit să vin. La multe aici, în masă. Sunt în urmă, că da, le-am dat în urmă acum. Că aș putea să fiu și ăla. Eu înviju. Să mai citez din mesaje. Dar eu nu vreau. Da. Eu vreau să fiu un țigan. Nu transmit ce trebuie. Nu sunt aici să transmit. Eu doar fac live pentru dumneavoastră. Dacă îmi și reproșească, nu transmit ce trebuie. E absurdă chestia. Trebuie să transmit eu să... Aș vorbi continuu la atâtea sute, zeci de mesaje și l-aș astupa pe el. Nu aveți dreptate, îmi pare rău. Nu vine să cred eu. Să mă rog. Și dacă vă mint cu ceva, să nu ală copiii. Ok, am să închid ca să... Se duce bateria. 5%.